Foarte mult. După ce au muncit și anul acesta în sistem online și cu prezență fizică scăzută, parlamentarii au intrat în vacanța de vară, așa că până în septembrie vor fi foarte greu de găsit. Dacă nu va exista vreo sesiune extraordinară, aleșii vor sta departe de munca deloc istovitoare din Parlament, pentru care sunt remunerați și în perioada vacanței parlamentare cu sume ce ajung cu tot cu suma forfetară la aproximativ 10.000 de euro lunar. Deputatul Oana Țoiu de la USR a ales ca odată cu pandemia să își schimbe modul în care face vacanțele cu familia. Noi avem doi copii mici, așa că ele au ajuns să dicteze de fapt prioritățile acestor alegeri. La noi e foarte, foarte simplu pentru că ne-am organizat vacanțele în jurul traseelor cu rulota, așa că costurile sunt relativ mici. Iar alții preferă să plece în afara țării alături de copii. Sumele alocate sunt nelimitate când este vorba de cei mici. Ca de obicei o să merg în Turcia cu copilul, cu copiii, sper anul ăsta, în rest pe aici prin țară. Sunt câteva mii de lei bune se vor duce pe această chestiune. Doresc în primul rând pentru copilul meu, pentru că totuși, mai ales după un an atât de dificil, e important ca măcar ei să se bucure de câteva zile libere. Nu am o sumă anume. În primul rând vreau să acord mai mult timp copiilor. La mare, bineînțeles, ca toți copiii, cred. Și litoralul nostru este destul de frumos. Pe la jumătatea lunii iulie cred că o să plec și în Grecia cu mașina. Dacă merg într-un loc nou, anul acesta mi-am îndreptat atenția către Pelion, către zona de sud, cât mai des în natură. Mergem și cu cortul, nu avem o problemă să mergem și cu cortul, ba chiar ne place să mergem cu cortul. Sunt și excepții. De pildă, ministrul energiei nu s-a gândit încă la vacanță. Eu sunt și membru al guvernului, așa că avem foarte mult de lucru în această vară. Văd că e o vară fierbinte, așa că avem de lucru la guvern. Poate plec așa o săptămână undeva în țară, la mare, la munte, dar nu mi-am planificat din timp ceva. Parlamentarii revin la muncă de la 1 septembrie, când vor avea de pregătit proiecte importante lăsate restante peste vară, cum ar fi desființarea secției speciale, alegerea primarilor în două tururi sau legea pensiilor, la care lucrează Ministerul Muncii și care la toamnă ar trebui dezbătută de aleși.